Zlatul la Petri 2010 cu un hack deconstruit pe Minecraft. Bine, mai degrabă cu un hack de desenat la un concurs deconstruit pe Minecraft. Dar practic i-am spus că, băi, hai să mai jucăm încă o dată Minecraft și practic să le duelăm în construcții. Adică o să dăm o tematică exactă și cine construiește mai șmecher câștigă o pizza sau mai multe. Dar ce nu știa Andrei de data asta este că eu am folosit un hack de desenat unde orice desenam apărea direct în joc și de data asta cred că nu o să se mai joace niciodată cu mine. Pe bune! Da, la final a zis că practic s-a enervat și nu mai vrea să se joace și mi-a dat ban. Dar totuși am construit niște chestii super șmechere. L-am construit până și pe SpongeBob. Așa că rămâneți până la final să vedeți cum a fost. Nu uitați de asemenea să dați un mare like la acest videoclip. Dacă vreți episoade, deci un lucru continuare. Un subscribe, un clopoțel, deci un mare like. Și hai să vedem dacă putem face 20.000 de like-uri la acest videoclip. Desigur, acest videoclip a fost foarte ușor pentru mine, deoarece ursulețul de pe Aistelam.ro a fost cu mine în tot timpul ăsta. Și da, nu uitați că colecția de vară este chiar acum disponibilă pe Aistelam.ro și este ediție limitată, așa că grăbiți-vă. Și încă nu am un nume pentru ursulețul ăsta. Mă gândeam să-i pun numele Teddy, voi ce spuneți? Cred că el e de acord. Un follow pe Instagram la AistelamDirect. Pe bune, dăm follow pe Instagram acum. Nu, pe bune, gen, chiar vreau să-mi dai un follow pe Instagram. Gen, eu nu mă mișc de aici până nu-mi dai un follow pe Instagram. Ok, hai să trecem la videoclip. Ok, Andrei, eu sunt aici cu ursulețul meu de pe Aistelam.ro, deja îl cunoști, cu Teddy, pentru că i-am dat un nume. Și eu? Cum adică și tu? Adică și tu ești cu Teddy? Cum adică, bă, ești cu Teddy? Că Teddy e doar unul în lume și ăla e al meu. Mă rog, eu sunt cu Martinel, că așa l-a numit pe al meu. Martinel! Imaginați să-ți numești ursulețul de pe Aistelam.ro Martinel. Da? Ok, presupun că nu o să te judec. Dar în orice caz, Andrei, astăzi o să avem un nou concurs de construit complet legit, fără hack. Exact! Chiar asta voiam să spun. Băi, mi-ai luat, efectiv mi-ai luat cuvintele din gură. Gen, efectiv nu pot să cred cum ai ghicit atât de repede, că asta voiam să zic. Da, este un concurs complet legit. Da, da, da. Verifică dacă nu mă crezi. Gen, poți să te duci să verifici, să vezi că e complet legit și că, gen, nu e perete de la de pe două părți sau ceva. Adică, vezi, gen, e complet normal. Da, da, ok, bine, adică, gen, nu cred că trebuie să te panichezi sau ceva. În orice caz, Andrei, hai să-i dăm drumul la un nou concurs de construit. Și am înțeles că chiar tu mi-ai propus această idee de clip, pentru că, practic, îți era dor de încă un concurs de construit. Poți să confirmi asta? Da, mi-era dor să văd cum bagi hack. Glumesc, eu chiar m-am uitat la clipurile vechi și mi s-a făcut dor să ne jucăm, dar fără hack. Ok. Plus de asta, eu cred că acum o să pot construi mai bine decât construiam înainte, deși tot construiam mai frumos decât tine. Bă, Andrei, dar nu ți se pare că ești cam încrezător? Nu. A, ok, bun, clasic, sunt realist. Bine, păi putem să începem? Nu. Păi cum, de ce nu putem să începem? Pentru că? Pentru că ce? Lumea a uitat ceva important rău de tot? Ce? Uită-te în spate. Da, chiar, bă, like-ul. Deci, efectiv, băi, câtă dreptate ai. Efectiv, știu că te-ai uitat la acest videoclip. Știu că ești de pe televizor sau de pe telefon sau de pe tabletă. Și, efectiv, stai pe spate și nu dai like. Băi, frate, dă like, nu-i așa? Deci, regula e așa. Dacă ai să nu joacă fără hack, 20.000 de like-uri. Păi, normal, păi, practic, dacă joacă cu hack, două like-uri. Bă, cum adică? Adică, bine, stai, că oricum nu e vreo problemă. Adică, nu, oricum nu joc cu hack. Adică, nu... A, da, da, hai să începem. Ok, Andrei. Andrei? Hai să selectăm primul subiect pe care o să-l selectez eu. Ok, ce va fi oare, ce va fi oare, ce va fi oare... Casă. Ce, mă? Bă, da, de fapt, bă, e o tradiție. Bă, tu le bagi, dacă mai pică o dată casă, nu știu ce fac. Băi, deci, efectiv, eu nu pot să cred că efectiv a picat casă. Și știi care e problema? Nu facem casă? Cum adică să nu facem casă? Păi, facem casă. Dar fii atent, promit că de data asta o să fac cea mai tare casă pe care am făcut-o vreodată. Pe bune, așa că ia subiectul și hai să trece la construit. 100% legit și avem 5 minute pe ceas. Hai, bă, să vedem, deci casă, ia să-l vedem pe Andrei.
Andrei, ce face? Momentan sunt pe mood logic, adică nu mă aude sau ceva. Da, cred că o să facă cea mai basic casă sau, da, probabil o să facă ceva basic. Dar eu vreau să fac cea mai șmecheră casă cu construit, cu hack-ul desenat, într-adevăr. Dar tot o să-mi dau, o să mă dedic aici. Chiar vreau să-l întreb pe Andrei ceva. Băi, Andrei, fii atent, am o întrebare pentru tine. Băi, dar tu mereu zici că, bă, tu faci cu hack, tu desenezi, tu nu știu ce. Dar tu nu realizezi că și dacă aș face cu hack de desenat, tot trebuie să am un talent la desenat ca să iasă chestia respectivă. Dacă cei drept desenele alea sunt super frumoase, păi chiar trebuie să le faci realiste ca să iasă ceva realist. Nu sunt deloc. A, ok, bine. Da, și-a dat Andrei părerea avizată. Na, nu mai ai ce să faci. Bine, mă, atunci, na, ce să faci, Andrei? În cazul ăsta, respect, na, adică, ce pot să zic? Adică, na, pot să zic că, na, eu mă bag la desenat, hai. De ce a murit? Ok, cred că Andrei s-a prins. Puțin doar. Bă, de ce ai murit? Ce ai făcut? Nu știu, mă, frate, nu știu. Hai, hai că eu mă dau pe mut, revin. Bă, frate, Andrei, cumva mi-o face mie în loc să o fac eu lui. Ok, bine. Bun, bă, deci eu nu vreau să fac o casă simplă. Eu vreau să fac un castel, așa că fiți atenți. O să fac un castel. Nu știu să fac un castel. Deci fiți atenți, imaginați-vă că astea sunt turnulețe mici, așa, de castel. Deci cum ați văzut voi în desene, în Frozen sau în, la ce v-ați uitat voi când erați mici. Deci exact. Deci imaginați-vă că astea sunt niște castele cu acoperiș roșu, exact așa, bam, frumos, exact ceva de genul. Foarte multe castele și aici sunt niște niște chestii, niște vine-uri de-astea mov care vin direct așa în sus, frumos. De pe partea stângă și de pe partea dreaptă, poate chiar și din partea centrală, dar mai mult din partea stângă și din partea dreaptă, așa. Aici cumva în mijloc să fie intrarea în castel, deci stai, trebuie să fac o ușă corectă aici, da? Deci aici să fie într-un fel intrarea în castel, unde aici o să fie, mă rog, și geamuri, peste tot o să fie tot ce trebuie, gen perfect. Și desigur, fiți atenți, în părți să fie copăcei, da? Deci copăcei, pentru că copacii egal natură și natură egal copaci. Deci vă rog frumos. Ok, 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 bun, nu e rău, nu e rău. Ok, deci credeți-mă că probabil asta pare cea mai mare prostie și lăsați-mă să vă spun că e. Dar, odată ce eu o să dau sign, o să apară cea mai mișto casă ever. Hai să vedem cum stă Andrei. Bă, asta face aceeași casă fiecare episod. Nu mai suport, efectiv. Hai să vedem. 3, 2, 1, BAM! Bă, ce acolo în depărtau? Oh my god! Bă, efectiv cum am desenat! Bă! Oh my god, deci exact cum am spus, cu astea mov care vin din partea stângă și din partea dreaptă, exact cu acoperișul roșu, aici e intrarea în mijloc și oh my god, cum arată asta? Băi, și copaci? Și copaci! Oh my god, mă rog, nu înțeleg de ce o gaură imensă în pământ. Ok, cred că acum înțeleg sincer. Dar trebuie să recunoașteți că asta e o construcție pe cinste. Andrei, eu vreau să te anunț că am terminat. Gen, oficial am terminat. Lasă-mă cu hack-ul tău! Ce hack, bă? Bă, eu am terminat. Oficial am terminat. Care e părerea ta despre faptul că am terminat? Nu ai terminat? Lasă-mă. Deci nu ai terminat? Lasă-mă. Ok, Andrei, te las. Bine. Deși eu chiar am terminat construcția mea complet legit și știi și tu că e totul legit, e totul pe bune aici. Așa că o să mai aștept pe tine să termin ce faci tu acolo, probabil încă o casă, dar e extrem de basic și na, cam aia e. Gata! Oh, bine, mă, Andrei! Atunci hai să... Hai să vedem, hai să vedem, ok? Bun, hai, ești gata să dăm peretele jos sau mai întâi la tine? Hai să vedem mai întâi la tine, ce părere ai? Da, mamă, cred că ești încrezător rău. Ia să vedem. Andrei 2010, hai să vedem ce ai făcut! Andrei, faci literalmente aceeași casă în fiecare episod. Ce ai, bă, că asta are acoperiș plat, numai triunghi sau... Uite,
Are altă formă. Da, ok, bun, explică capul ăsta de Andrei 2010 aici totuși. Ca să se știe că e proprietatea mea. Oh, regele, ia să vrem înăuntru. Da, ok, acoperișul ăsta, cred că totuși n-ai spațiu nici să sari aici. Aici ai puțin mai mult spațiu să sari, într-adevăr. Da, băi, e literalmente goală casa asta, adică, mă rog, da, în orice caz. Păi am făcut ca să poți să o decorezi tu, știi? Da, că o să stau să-ți decorez casa dacă te muți aici. Bine, mă, atunci fii atent. Cred că tu nu ești gata pentru ce am făcut eu, Andrei. Uite-te la asta. Privește și învață. Bun, 3, 2, 1, și... ok, bun. Hai să vedem. Și ia uite, Andrei, ce era aia? Absolut nimic. Vino cu Andrei pentru că aici avem casa, mă rog, o insulă pe care eu am făcut-o mai degrabă, pentru că am zis, băi, hai mă să merg puțin pe un stil mai aparte. Mai degrabă trebuie să te uiți de aici din față ca să înțelegi despre ce este vorba. Da, 100% legit. Da, da. Bă, 100% legit. Ziua, Andrei, îți place casa asta? Bă, asta e ceva gen? Mamă, scrie cu caps, clar e serioasă treaba. YouTuberii când joacă off-camera de la Survivor, episodul 1 la episodul 2? Nu, 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 Andrei, trebuie să-mi zici o părere clară despre casa mea. Mă rog, despre imperiul meu. Bă, ce părere să-ți dau la ceva cu hack? Bă, frate, dar nu înțeleg de ce tot vii cu chestia asta cu hack-ul gen. Bă, stai, mă! Bă, frate, efectiv e frumos, trebuie să recunosc. Deci îi dau 10, dar nu ție, îi dau celui care a făcut asta, adică mie! Bine, bă, 10 din partea lui Andrei. Mulțumesc frumos, mulțumesc, mă închin în fața noastră. Nu ție. Păi ai zis celui care a făcut asta, deci practic eu am făcut asta. Îți mulțumesc foarte, foarte, foarte frumos. Nu tu, hai să trecem la următorul subiect, Andrei, să vedem ce o să facem. Hai să extragem. Următorul subiect este extras de tine. Hai să vedem. Ia mă, ia. Ce a picat? Zi mă, zi. Nu cred. What? De ce nu crede băiatul ăsta? Mă, ce? Pokeball. Mă, ce un Pokeball? Cumva era... Ce mă? Nu știi! Nu? Faci mișto de mine. Păi, poate știu, dar am uitat. Gen, acum nu-mi vine. E... Ce e, mă, ce e, că m-ai spart? E pila aia roșie cu alb din Pokémon cu care prinzi Pokémoni? A, gata, mă, zi, mă, așa, direct. Știi cum trebuia să zici? Trebuia să zici, efectiv, locul în care tu dormi. Că gen, ești un Pokémon, gen, și stai în Pokémon mereu. A, ha, mă, râzi, că a fost amuzant, gen, n-ai ce să zici la faza asta. N-a fost, da, ok, bine, știi ceva? Padre, știi ceva? Fii atent, tu nu ești amuzant. N-a opa... A ieșit, frate, chiar atât de rău, l-a afectat gluma mea. Ok, Andrei, avem 5 minute începând de acum. Pokeball. Băi, știi care e o singură problemă, Andrei? Eu n-am mai făcut în viața mea un Pokeball. Problema ta, eu am unul chiar în fața mea în viața reală. Ah, ok, clasic, Andrei 2010. Între timp el, nu trișăm, mă, ce, frate, nu să trișăm, doamne, ce, mă, ești nebun. Eu să trișăm, du-te, mă, de aici. Păi, frate, păi, în cazul ăsta, în cazul ăsta ce, că nu înțeleg, frate, efectiv, ai un Pokeball în fața ta, în viața reală și spui că... Și tu ai trișat la casă, că acum ești într-o casă, poți să te inspiri? Da, ok, bine, hai, gata, nu mai comentez. Vezi de treaba acolo, că eu îmi fac Pokeball-ul meu mult mai șmecher decât al tău, revin. Ok, băi, fraților, băi, cred că un Pokeball chiar e destul de ușor de făcut, dacă stau să mă gândesc. Cred că chiar o să mă descurc. Adică, spre deosebire de Andrei 2010, care probabil o să facă ceva jalnic, eu chiar cred că o să mă descurc. Uite, aici vine partea asta cu negru, exact. Și aici vine partea cu roșu, care e extrem de ușoară, presupun. Wow, băi, vezi că chiar arată ca un Pokeball. Fii atent, în mijloc are direct aici. Pum, gata. Băi, asta chiar a fost ușoară. Adică, hai să vedem, 3... Mă rog, mai întâi trebuie să văd ce... Bă, cred că nu e rău nici ce face Andrei, dar... totuși nu o să se compare cu... Nu o să se compare cu ce fac eu aici, așa că... 3, 2, 1... BAM! Mama mia, pizzeria! Bă, băiatule, exact cum am desenat! Oh my god, și pe interior... Mă rog, interiorul nu neapărat că-l voiam eu într-un fel sau ceva, dar e efectiv, uite, asta e partea
Băi, arată exact cum l-am desenat. Și aparent m-a dus puțin mai departe de Andrei. Sunt curios ce a făcut Andrei. Ia să vedem. Deci uite, vedeți, m-am dus puțin mai departe. Aoleo, ce bățestul ăsta aia pe care a făcut-o Andrei. Ok, cred că și Andrei a terminat. Hai să vedem, mamă, deci efectiv cred că o să nebunească când o să vadă că eu am făcut așa ceva. Și, adică, doar uitați-vă ce a făcut el, gen, pe bune. What is this? Gata! Ok. Bă, Andrei, eu ți-am zis să faci Pokeball, nu o țestoasă vopsită. M-a omorât. Bă, Andrei! Efectiv, nu, asta literalmente e bătaie de joc pe bune, gen, asta e bătaie de joc. Și de ce sunt Engine, doamne, de ce sunt lilieci? De ce e Batman pe aici? Bă, frate, efectiv, efectiv, e casa ta asta? Bro, e literalmente cel mai trist Pokeball ever. Adică nici măcar nu cred că poți să prinzi un... Nici măcar un Pikachu nu poți să prinzi. Mi-a dat ban. Bă, nu acceptă critica! Ok, fraților, acum o să-i dau tepe la mine. Mă rog, practic o să las peretele ăsta, că vreau să văd dacă se prinde, dar probabil o să fie prea orbit de Pokeball-ul meu. Stați să-l dau de aici din față. Așa, Andrei, ești gata? Ești gata să vezi ce-am făcut eu? Da? Ok, hai să vedem. Bun, 3, 2, 1... Ce? Mă, ce? Ce mare e! Băi, îți mulțumesc, sincer. Am lucrat 5 minute la el, na, că atât am avut timp. Am lucrat destul de multicel. Aici este și interiorul, da, mă rog, interiorul nu cred că te interesează la un Pokeball la urma urmei. Bă, ce s-a întâmplat? Am găsit ceva și vreau să-mi explici ce e. Ia, ce? Ce anume? Bă, este o poză făcută de de fratele meu mai mic. Mi-a făcut-o și n-am. Na, vezi, gen, ai un frate? Da, am un frate, nu știai sau ce? Nu? Bă, frate, hai, lasă-mă cu astea, hai, bă, frate, zi părerea ta despre Pokeball, adică, uite, e alb ca buretele meu de microfon, Andrei, adică, trebuie să-ți dai o părere destul de sinceră la faza asta. Da, e frumos, nu l-ai făcut tu, bă, eu l-am făcut! Să știi că mie îmi place. Rândul meu să aleg cea mai șmecheră tematică posibilă! What? Andrei, eu glumeam când am zis chestia asta, dar aparent chiar cred că am primit cea mai tare tematică posibilă. Nu, 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 Andrei, și ție o să-ți placă asta. Deci dacă ție nu o să-ți placă asta, bă, dacă ție... Poftim, citește, citește, te rog, citește și vreau să știu părerea ta sinceră. Oh my god! Exact! Prietenul nostru SpongeBob! Oh my god! Mai ții minte când a fost în lumea SpongeBob, gen? Da! Oh my god! Acum o să-l facem pe el. Hai să vedem. Asta chiar o să fie șmecheră rău. Ok, haide, frate, trebuie să-l fac al lume, că până la urmă e prietenul nostru. Pentru cei care nu știu, eu și Andrei am fost și l-am vizitat în lumea lui pe canalul secundar Silențiosul, la care știu că nu sunteți abonați și asta mă întristează destul de grav și ar trebui să te abonezi acum. Dar până te abonezi, hai să vedem cum îl facem, nu? Pentru că asta contează. Aici are pantalonii lui pătrați, pentru că la urmă e spunși bun pantalon pătrat, gen. Adică despre asta e vorba, adică nu cred că o să fie prea greu să facem, pentru că e pantalon pătrat și suntem în Minecraft și totul e pătrat. Ok, mai ales capul lui Andrei este destul de pătrat, dar bine că nu mă aud în momentul de față. Ok, aici ar trebui să fie asta și aici ar trebui să aibă cravata lui foarte frumoasă. Exact, 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 exact. Bun, și acum o să fie corpul. O să fie ceva de genul. Ok, bun. După care mergem cu niște gri aici. Oh my god, arată ca o bucată de brânză. Dar presupun că și SpongeBob este o bucată de burete, actually. Nu e o bucată de brânză, deci hai să nu mai exagerăm. Ok, bun. Aici trebuie să aibă gura. Stați o secundă, deci trebuie să aibă cumva așa gura. Asta arată horror. Dar hei, imediat nu o să mai fie horror, pentru că o să-i facem ochișorii. Ok. Ok. Asta chiar arată horror. Dar nu vă panicați, pentru că imediat o să rezolvăm asta, imediat ce îi facem gura și limba. Asta arată extra horror. Dar nu este nicio problemă, pentru că imediat o să îi facem mâinile.
Dacă vede cineva de la SpongeBob chestia asta, nu mă dați în judecată. Dar hai să vedem ce o să iasă. În 3, 2, 1, BAM! Bă, arată exact, cel puțin aproape cum l-am făcut eu. Oh my god, e SpongeBob. Oh my god, cu dinții și cu mâna pe care i-am făcut-o și cu nasul nu l-am făcut. Cred că asta e extra. Dar efectiv arată aproape la fel. Ia și Andrei ce a făcut. Oh my god, asta arată creepy rău de tot. Și mai are și lilieci pe lângă. Bro, ăsta o să se transforme într-un film horror. Oh my god, bă, frate, bă, arată atât de bine ce se întâmplă aici, trebuie să recunosc. Ok, pe interior, sincer, nu cred că arată atât de șumecher, dar, băi, chiar să cunosc de părerea lui Andrei și nu spune că aia e tot ce face Andrei, adică, cred că glumești cu mine, stai să-l întreb. Andrei, eu am terminat, gen, asta voiam să zic sincer. Stai că mănânc pufulesc cu aromă de pizza, oh my god, gata, ai de cap. Meu, băi, frate, da, ok, bine, hai, mai întâi, hai să văd eu la tine. Hai să văd eu aici ce se întâmplă. Ajutor! Bă, ce-a pățit SpongeBob? Ce? Andrei, ce ai făcut la SpongeBob? Arată oribil! Mă rog, și de ce am sunat ca Petrus pentru câteva secunde? Băi, ce ai făcut? De ce nu arată, nu arată oribil? Ok, hai să-l vezi pe al meu atunci. Ok, o să-i dau TP aici cu peretele ăsta. Da, vă dați seama că o să fie orbit de SpongeBob și nu o să observe și la final o să vadă și o să nebunească. Hai să vedem. Bun, hai să vedem Andrei. Ptalam! A? Ce părere ai? Bă! Bă! Ce, mă? A? Îți place? Ce zici? E superb. Oh my god, Andrei, nu mi-ai zis niciodată așa ceva. E superb. Doamne, cât de detaliat e. Pot să-i văd turtițele crepii dintre dinți. Cum ți se pare, a? Cum ți se pare acest SpongeBob? Puțin creepy dacă întrebi. Bă, frate, bă, așa arată el. Adică, gen, n-are ce să fie creepy aici, gen, nu înțeleg despre ce vorbești. Adică, da, parcă puțin, dar în orice caz, wow. Bă, deci Andrei e complet impresionat. Măi, asta-i. Oh my god, a realizat. ce faci, bă? Bă, ce s-a întâmplat? Iar asta... Da, vreau tocmai ce să spun, eram sigur. Te-am trălat și acest SpongeBob nu-i făcut de mine și ai văzut de la început, ți-am zis, dar nu erai sigur. Și tu chiar ai crezut că acest SpongeBob e făcut de mine. Eram sigur, nu, dar trebuie să recunoști că chiar ai crezut că acest SpongeBob e făcut de mine. N-am crezut. Bine, poate nu m-am gândit de două ori pentru că am fost orbit de frumusețea lui, dar aha, deci chiar ai crezut. Tot nu credeam că l-ai făcut tu. Ok, dar ai fost trollat și gen, care e părerea ta despre chestia asta, că ai fost trollat? Bă, mi-a scos creativul! Mă, frate, bă, dar de ce e necesar să faci troll? Ce? Și mi-a dat și ban. Bă, frate, a fost banat de pe propriul server? Da, presupun că trebuie să dați un like acum ca să-l conving pe Andrei să-mi dea bani și să mai continue seria asta, dacă mai vrea cineva. Da, sunt sigur că Andrei nu mai vrea.